Ca mei frumoși. <coughs> Hai să ne strângem într-un număr cât de mare și să dăm drumul la o povestire frumoasă. Hai de mă, viața mea, mă, și mei frumoși. Ia să ne strângem într-un număr cât de mare, mă, că nu prea a mai fost live așa de ceva timp. Dar? Hai de mă, viața mea, mă, și frumoși, râzgâiești. Hai de mă, forță, mă. Oh, forță să începem cu o povestire frumoasă, sinceră, așa cum v-am învățat eu pe voi de la început. Seara frumoasă la toată lumea, numai bine, multă sănătate, Hristos a înviat. Hai, mă viața mea, mă, să ne sângem într-un număr cât de mare, mă. Da, vedeți, să mai povestim, să mai strângem de caterincă, să mai zicem câte una, câte alta. O, oh, două like-uri, două like-uri. În este să nu avem probleme cu semnalul, frate. Vă și explic de ce. Dar sper să nu avem. Eu așa sper să nu avem. Hai să ne strângem într-un număr cât de mare, băi. Vă salut, vă salut cu tot dragul. Nu mi-arată aici, mă, frate, care-i treaba, om. Nu mi-arată care-i treaba aici cu, cu mesajele, băi. Să închiși și să să-i dau drumul din nou? O, oh, murăț de chetra, Ce faci, bă, chetrosule, mă? Te salut, te salut, fratele meu! A, ah, uite că merge mesajele, lui. Eugene, te salută fratele tău! Merge, merge! E bine dacă merge. Hai, dă-mă în forță! Hai să ne strângem într-un număr cât de mare! Mirea Florin, te salută fratele tău! Hristos a înviat la toată lumea, spune fratele vostru și să dăm drumul cu o povestire frumoasă o povestire sinceră, adevărată, costin, costin, te salută fratele tău, vă salut cu tot dragul, șacalii, vezi că ne așteaptă. A, la frizerie, cred că vrei să zici, Alin, te salut, te salut. A, să aude mai bine fără microfon, lască. că... Adevărat a înviat Cristian. Te pupă fratele tău cu tot dragul. Vă salut pe toată lumea. Ionel, Cristache, sănătate, salut, salut. Alex, Uzum, te salut, te salut. <coughs> Hai mă să ne strângem într-un număr cât de mare și dați cu like-urile, mă. Dați cu like-urile șacalilor. Băi, vă fac o povestire frumoasă. A, Da frate, da, adiță te salută fratele tău Legia Dan, te salut, te salut cu tot dragul, cu tot respectul Haide-mă viața mea mă, să ne sângem într-un număr cât de mare Să-i dăm drumul la povestire Să-i dăm drumul la povestire, băi vă fac o povestire frumoasă Și foarte, foarte adevărată și o să vorbesc despre cineva Daniel, te salut! Login, te salut, te salut! E... Și noi te salutăm, Muras de Piedra. E, e de multe ani de zile și mi-a venit în minte așa să mai povestesc de, de, în copilării mele așa câteva pățănii de-astea, câteva întâmplări de-astea adevărate. Sunt foarte, foarte adevărate. Și Hai să ne strângem la un, într-un număr cât de mare, băi, și dăm drumul la povestire. Băi, în rest, bine sănătoși toată lumea, bine sănătoși, voioși, veseli, toată lumea. Mulțumim lui Dumnezeu, băi, să avem sănătate, că asta e cea mai importantă și cea mai bună dintre toate. Dați cu like-urile, băi, cu like băieți, da like băieții! Hai cu like-urile, mă! Bă. Băi, de chedra, fii atent aici, băi! E atent aici a... Că tu ești baza Băi, oameni buni, de zic că am zis de, de, semnal, de asta, că, nu știu frate, eu am abonament la Digi, ce a pățit abonamentul ăla, în fine, să-l ia dracu, l-a găsit draci și m-am dus și mi a cumpărat cartela dar oricum o să rezolv problema asta. Am fost la ei, am vorbit cu ei, am sunat în direct, în indirect, a mers netul, o... Secundă, 3, 7, 9, iar s-a dus de nebun. Și am fost nevoit să iau o cartelă să pot să intru pe live și să pot să, să fac live-uri, vloguri și așa mai departe. Și na, nu prea aveam probleme cu aia de la Digi. A, adică, știu eu ce s-a întâmplat. și de la vremea asta are unde plouă, unde toate astea. Gigi, te salut frate, te salut o seară frumoasă și ție să-ți trăiască familia, să vă trăiască familia la toată lumea Băi fraților, făcusem o boroboață Băi, să nu greșesc, Făcu da mă, făcusem o boroboață Băi, v-am salutat, vă salut pe toată lumea, vă salut pe toți în mod egal și cu tot respectul, cu tot dragul Hai să dăm drumul la povestire Nea voi cu CSR, te pupă fratele meu, bă, tu ești cu berile acum la ora asta, că e dreptul tău. Bună seara, bună seara, spunem și noi. Băi, fraților, fac o boroboață, mă ia garda, mă arestează, normal și firesc, ca așa e indiferent cine ești, ce ești, cum ești, ce fel ești. În momentul când ai greșit în fața legii, te-a luat, te pansonat, mă, frate, mă. mai. Băi, cu chiu cu vai, după vreo săptămână, cam o săptămână mă eliberez. Ia uite băi, ce dă. A, a, avertizare de aia că am consumat date mobile. În fine, dă-le, doamne, iartă-mă. Băi, mă eliberez. În timpul ăsta până să mă eliberez, eu ce am zis? La fapta care eram eu cum eram eu așa, zic, nu mai mă eliberez, frate, mă duc frumos pe mandat. Vlate, salut, te salut. Da, fratele meu! Băi, a, să vedeți cât lucrez la youtube ăsta și ce, ce o să dau eu cu youtube ăsta. Nici nu vă închipuiți voi. Hai să-i dăm cu povestirea. Și abonați-vă cei noi, abonați-vă într-un număr mare la canalul meu de YouTube, la Urșacalul. Vă aștept cu mare drag, fie fete, fie băieți. Robert, Robi, te pupă fratele tău! Gap, gab. gab. Ma, ciortanule, ma, ciortanule, gap-gap, gab, gab ciortanașule, stai cu minte. Te pompte te respect. Băi, frate, până să mă liberez, eu mă așteptam să nu mai mă liberez. Zic, mă duc direct pe anchetă, de la anchetă tribunal și așa mai departe și hai să-i dăm drumul către, în ultima fază, să-i dăm drumul către penitenciar. Spre norocul meu, la o săptămână m-am liberat. Băi, frate, până să mă liberez în săptămâna aia, că îmi luasem adio, că știam ce mă așteaptă, știam cu siguranță, sunt ani mulți de zile în urmă, foarte, foarte mulți ani. În fi. Mă pune dracu și mă tun la chelie, mă tun la zero. Normal, așa te tundea atunci în anii aia. Indiferent cine erai, trebuia să faci prea marbelele ca să rămâi tu cu numărul 1 sau 2 în cap. În fine, dar eu luându-mi lu, luându asta... E lumea, trebuie să fie, că altfel le dau pe ureche, da, o că le dau pe ureche cu flexul. Am flexul pregătit, că și așa am lucrat la gard două zile. Am lucrat pe acasă, pe aici. Hai să nu mai deviem, să-i dăm drum la povestire. Eu dacă nu luasem adio de la libertate și de la asta, ce ai zis, frate? Ia mă, bă, și pe mine bagă și teamă cu mașina aia net, unde ăla cu o mașină pe, toate, pe toți de buni, din ares. Asta fiind pe arest. Cadre acum, mă tunt astăzi, după masă, pe la ora două, mă strigă la eliberare. Hei, ce murea meu, frate, că eram puști, eram drăguți, eram zvăpăiat, eram aranjat, eram frumos, așa, tapat, ce mă oftica, mi-a zis, uite, bă, mi-am dat eu părul jos, bă. Da, 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 -l, -l bă, trec, lasă, trec. Băi, cam, cam primăvară așa, știi? Mai era un pas, primăvară spre vară, mai era un pas așa să intrăm în vară. Cal, frumos afară. Băi, fraților, bă. Mă liberez, mă duc acasă, stau ce stau și ies bă, în oraș. Ies până oraș. Acum eram cu eram cu un băiat și cu o fată. Fusesem noi de mici, băusem vreo vreo sută de grame de lichior de la, că așa beam eu când eram mai puș, beam, îmi plăcea lichior de la. Am mâncat noi mici, am stat noi acolo cu tare, am băut ăla, ce mai băut un suc pe acolo. Haide, mă să mergem, bă. Băi, frate, la o intersecție? Băi, vă bă, rețineți ce vă spun eu, să vedeți cât de... Că știe tot orașul, l-a cunoscut tot orașul, frate, pe, pe, omul care o să spun eu acum. Toți șmecherii fugea de el. Nu exista șmecher să stea în fața lui. N-a existat niciodată cât a fost el în, în, unitate acolo. Angajat. În fine. Venind cu băiatul ăla și cu fata aia. Unul stătea așa, eu dacă era cald afară, mă frate, era cald. Eu îmi dau șapca jos din cap. Zic, de mă mai țin eu șapca jos, nu, mai țin eu șapca în cap. O dau jos din cap, mă drecuse. Unul la intersecție, civil, mă frate. Păi, tot cam... Eu vreau să fac o remarcă aici. Eu nu, nu făcusem 18 ani. Mai aveam, mai aveam un pic să fac 18 ani, bă, frate. Mai aveam vreo lună de zile, să zic eu așa, să fac 18 ani. Da, și fost norocul meu. De am... M-am liberat. Unul stătea la intersecție așa, civil, cu tare, stătea el. Nu era Gabor. Îți dai seama dacă era Gabor, nu mă luam de el. Știi ce zic? Te salut, vă salut pe toată lumea. Eu n-am de lucru, mă frate, cu Caterinca mea, ai înțeles? Îi În zic lui fata respectiv, păi, să uită la pe tine, dracu, zic că ai avut tangențe cu el, ai avut astea. Ai înțeles? Eu n-aveam ce treabă cu fata, era decât prietena mea, așa. Zic că ai avut tangențe cu el, ai avut... Mă, am avut să moară, să facă cum m-a zis ea acolo. Păi, zic că ai grijă că prea să uită la insistent așa și nu vreau să mă fac de până pe un oraș pe aici. Nu, bă, n-am avut. Eu îl întreb acum cum eram la intersecția aia, dar eram pe partea asta la așa. El pe partea la stătea el așa ciufut. Probabil că el mă cunoștea și ce-o fi vă s-a liberat ăsta și... Și îl întreb după partea. Bă, zic, ce ai mă de te uiți așa? Zic, ce te uiți insistent așa? Horatiu, te salut, te salut, vă salut pe toată lumea. Ce te uiți insistent așa? Băi, frate, ce a zis el de acolo, mai trecea mașini de alea, Bac, trec pe partea el acolo. Bă, zic, ce mă, nu mai e ochii după curul ăsta, după cine te uiți tu, ai înțeles? Nu voi zice, mă uitam la tine, voi cum, cum, ești un lazer. zero. Dar de ce ești un lazer? În fine, ce zic eu acolo, de ce sunt, că așa vreau eu, mă, că am avut păduchi. Habar bă, nu știu ce a mai zis. Îți dai seama că i-am ceva la mișto. Nu știu ce dracu a mai zis el. I-am dat câteva pe maxilar. Ia să pomenești. A dat drumul la cocor pe el, mă, frate. A dat drumul la șacal pe el, mă. Sub, gata. Plec. Când tramvesez așa, mă găsesc cu alți băieți. Băi, zice, ce cu faci, bă, tu sărd într-un alt alt, Și de bă, să le bă, aici, bă. Mihai, Mihai, te salut. Dă-l, bă, dracu, dă bună și chelniță de aici, mă, lasă-l, Bă, lasă Băi, zice, vezi, bă, că e, e asta. ăsta. Bă, ești nebun la cap. Ce să mai, frate, că dacă nu mi-a căzut pomeți în gură când am auzit. Ia, uite, bă, zic ce am făcut eu, bă, drecul. Nu vedeam, bă, de treaba mea, bă. Dar și el insistent pe mine așa. Băi, în perioada aia era un anchetator, unul neahumă. Și mai era unul, Stan Costel. Bă, și dracu știa de frică pe nea Neahum ăla avea un, un gaz de la băi, cum era înainte, un ms de la cu număr de vaz lui. că el era moldovean, dar era, muncea aici, la noi, la unitate, la polis, la noi. Băi, frate, bă. zic, ia uite bă, ce am făcut, bă. ia uite, bă, nu-mi vedeam eu de treaba mea, bă. În fine, de el, bă, dracu, să le haide, să plecăm, mai să Păi Băi, frate, vreo trei zile ei m-a căutat, dar nu m-a găsit, ai înțeles, nu m-a găsit. Până a căutat ei informații una, alta, așa și, așa și așa, mai departe și a depistat ei cine sunt, unde stau și așa mai departe. La vreo trei zile așa, Stăteam la bloc, tot aici în oraș, în Călăra, stăteam la bloc, treceam cu un prieten de-al meu. Ăla, eu jur pe viața mea, băi, jur pe viața mea, și uh, sper să mă înțeleagă lumea. Nu o spun ca polaudă, nu o spun. Am făcut o grămadă de nenorociri în viața asta, dar nu am făcut anumite fapte anumite de-astea. N-am furat în buzunare, n-am făcut viol, n-am făcut lucruri de-astea. Așa, scandalul dragi, la ce astea, da, frate, le-am făcut băiețașul la prietenul la tovarășul al meu fura la buzunare. Noi dacă am fost rea cu cibă, așa, e în dă zile, frate, îți dai seama dacă nu eram nici, n -am, nu făcusem nici majoratul, eram minor. Țap, țap cu ăla, înțeles. Eu mai țineam tira, ăla băga că era meseria și al dracu. Când venim noi cu altă, cum era pătratul la școală așa, noi eram cu un, un cap așa, Glumeam cu prietenul ăsta al meu. Băi, zic, fii atent că ăia care să la poartă acolo, de tine o să se ia, băi. Ăsta, bă, că de tine, eu că de el, ăla că de așa, ăla că nu știu ce. Ei, frate, băi. păi când am ajuns în, în, în poarta acolo să ies pe poarta aia, ce să mai ies, bă, că a sărit patru vrăjgani de aia pe mine, înțeles? Băi, oameni buni, nu vă, nu min, mă, că n-am de ce să mi doar Dinamo, te salut, te salut Mulțumesc, mulțumesc Dinamo Fusese urlălie de aia cum se făcea înainte Urlălie de aia cu cauciucuri cu ale Vă dați seama ce nu ce era acolo, mă frate Câtă ce nu era acolo Și dă și te vălăte și ia -te la bătaie Și ia -te la pun și ia -te la alea cu aia, înțeles? Ăsta zicea, băi, nu mai da, băi, nu mai nu știu ce cu tare. Băi, eu parcă îl semuiam eu pe un, parcă îl muiam eu pe un locotenent așa cum era cu grade ca atunci. Da, zici, ce-o fi, o fi, mă, bă, frate, Băi, omul, a, după tot în bălău ăsta, îți dați seama cum, cum, făcea funingine alea acolo? Ne făcusem dragi de, de căneală de aia de funingine. Toți. la prietenul al meu, ce-a făcut? A fugit, n-a avut treabă cu el. Ăla a fugit, să a dus la mine acasă. Băi, când mă urc în mașină, mi-aduc aminte într-o dace de aia, roșie era. Mă urc în dace aia acolo, cine era în dace aia? Popândău, care l-ar în urmă cu trei zile. Ce ziceai, bă, că nu dau de tine? Am zis, ești da, dracu, mă, ce dracu, mie spui că de tine. Ești nebun la cap. E, să mai aveam discernământ atunci după scandalul la pe alea ce făcusem cu ei în funinginea aia acolo. Zimie mie spui de tine, eu. Și ce, ai, și ce crezi că rezolvă? Ce dracu să faci? La altul, că voi până la cercă și dai drum, la ce să faci. Bine, mă, mai vedem noi. Bun. Băi, oameni buni. La, primul, la prima stradă, așa, când trebuia să facă ei la dreapta, când pune șoferul la care conducea, că nu mai vrea să-l mai ai pune Punea la o frână și eu cum eram cu cătușii legal la spate, vin cu capul între banchetele alea. Păi mi-a dat un cut în, morian, moian, praf. Ce să mai, mi-a spart mecla. să sânge pe mine ca drace. băi, muream de oftică, legat la mâini. Da seama că crăpa dracii în mine de, de ciudă. Băi, zic, ce bă, dracu, mi-ai dat cu cutul, mi-ai cu oare, mi-ai spart gura, mi-ai spart, ai mai spar, umplut de sânge. Băi, zic, e greu, mă, nu te prinde, mă. Hai că ajungem noi la ce acum. Băi, frate, tovarășul ăsta al meu se duce sus la mama și îi spune ce s-a întâmplat. Păi, tati, uite, așa, așa, l-a luat, l-a arestat, cu tare. Aolo. a, a fugit mama direct în capul la poliție. dă scurți era ca melodia. fac și în pielea acolo, așa a fugit. Să spun, să văd săraca, ui. Mai facem și câte un pic de glumaș. Bine, am mă, nu mă lăsă. Ajung la poliție acolo. Băi, frate, mă, la poliție acolo. Unde ți face cătușile alea de de la o mână și cu o mână mă leagă de calorifer. Nu un calorifer acolo. Zic, bă, am dat de dracu. Până am ajuns la poliție așa, îți dai seama că mai eram eu cum mai eram. Băi, frate, dar în gândul meu și în capul meu ce era? Băi, zic, nu, vini mă, la fumă la cu Stan Costel. Băi, dacă v-am zis că dă nea, nea fumul la fugea și dracu, mă. Băi, speria se potos, că era și mare moldoveanu și Stan Costel la băi, băi, niște pumni, dracu așa la ei era, băi. Ce dracu, mă? Cred că avea 20 de kg un pumn de la. Doar Dinamo te pupă fratele tău cu tot dragul. Mulțumesc de subținere, fratele meu. Mersi mult, fratele meu. Dinamo. Băi, zic, nu vin eu mă, frate, mă. Zic, să vezi ce mă unge Băi, vine... Mai intră de ăștia pe acolo, pe biroul alea unde mă ținea Băi, ce ai făcut, ce ai făcut, ce ai drept, ce ai cu tare. Băi, i-am spus adevărul. Băi, zic că am dat într-unul de aici. Și că am dat într-un gabor aici. Băi, ești nebun la cap, ai dat Bă, oh, zice, da. O, oh, e greu de tine, băi. Da, vă, bă, știu că e greu. Eu, în gândul meu, da, bă, zic, știu că e greu. Băi, fraților, după vreo oră așa, cine credeți că intră pe ușa? Amândouă dume, că am umbla amândoi, era tovară și așa amândoi, ai înțeles? Da, acum ăsta a umblat mult singur, nu? Că era ei acolo și-a prieteni de birou, cum era ei, ca anchetator, ca astea, intră. Când am văzut, mă, frate, ca a intrat pe ușa aia, știi ce am zis? Gata, mă, special a venit ăștia pe... pentru mine. Exact. aveți ciocane ce-mi dă ăștia, dar nu mai jude. Cred că rămân fără de toată viața, mă. Ce ai făcut, mă, drace, cu tare, cum era ei? Joseph, te pupă fratele tău cu tot dragul. Băieții, haide de bă, viața mea să ne strângem într-un număr cât de mare, mă, șacalii, mă. Șacalii, frumoși, da, cu, da, cu like-urile, băi. Băi, zic să vezi bătaie ce îmi dăște. Băi, ce ai făcut, mă, dracii, Băi, Am dat într-unul ăsta care lucrează aici. Pe cum ai dat mâinile? Bă, nu știai, îl era îmbrăcat, era dezbrăcat. Nu, era, bă, era civil, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Vine ăla, cum ăla, se apropie ăla de mine, ai înțeles? Rădeai, dracu, ei, rădea. Și am fi zis, iau, uite, bună seara, bună seara, nașa, te pop, cu drag, te pop, cu drag, nașa. I-a uitat o până așa, bă, șefa de secție. Să uită ăla la mine, ai înțeles, băi, ce ai bine, mă? Eu acum n-am, mă, fiind copil, n-aveam, mă, perversități, n-aveam ștouri ca cu eu, dădeam în ștourile de turbăciune, de copil turbat. N-am zis, n așa, păi, da, stau să anunț pe toată lumea, eu știu, nu va veni notificări de alea, de ce nu va veni? Nu știu acum ce să zic. Să uită ăla la mine, mă, frate, mă ia de mână așa, ia strângem o pum. zice, ia strângem o pum. Trâmpul nu așa, vă frate. Bă, zice, le ai pe ciocane, bă bal, dracu, vei. Zice, faci sport, faci alea. Ce sport faci? Nu fac bă, niciun sport, nu fac nicio alea, ai înțeles? Cum? A, ah, bine mă frate, acum nu e vina mea bă, că nu vine notificări la lume, că s-a mai întâmplat lucrurile astea, nu știu de ce, e mai ieșit de la rețea, de la YouTube, a nu știu. Ce bine vă merge? Dorule, ce bine vă merge? Voi cu Berli, eu cu Citro, Citro, Citronadă, aha, ai văzut? Pe weekend, ce face fratele tău? Ah, lău! Well, de la YouTube, de la YouTube, frate! Băi frate, deci a intrat mălăia doi când a intrat, v-am zis. Gata, vă zic, discernământul meu s-a dus pe viață, eu nu o să mai am discernământ. Zic că mă luau astea într-o serie de, de pumni, cu pumnii aia mare așa, avea pumni cât capul meu. Cum la bandiți, mă, frate, era ștocar, ce dracu, văzuse ei la anchetă, nu pe mine, văzuse ei sute de mii ca mine. Și Mă ia de pumnul așa, ia strângem o pumnul. Ia. Bă, zice, la cam mai poți ciocane, bă, fac spor, alea, nu fac nimic. Azi. Bă, ai da, bă, bine. Eu, copil năzdrăvan, a, să aveți poftă, să aveți poftă, n-am zis așa. Vrei, am cam dat dreco, ai înțeles? Băi, era îmbrăcat, mă, era alea, nu, era, era civil, era alea, ai înțeles? Băi, zicea, stâmpără-te, bă, drecul. El a zis prima dată, a zis, băi, Bine ai făcut, cu tare, ai înțeles. Dă-l în pis la voce dacă a fost prost. Dragi la lui. Asta împără te bă, dracu. Că o să înfunzi dracu pușcăriile. Dă-i vai de capul tău. Asta te bă, că ești copilul dracu. Băi. Tu nu mai ai făcut. Eu mă așteptam acum să mă ia. Băi, frate, n-a dat în mine. Băi, n-a dat nicio palmă în mine, bă. Nici el, nici ăla N-a dat, bă, jur pe viața. Băi, dacă e băieți pe aici și vede la fost ăsta să spuie și să lase mesaje, să spuie de neacumă și de sta în costel, ce a fost ăștia? Deci de acum v-am spus avea un gaz de la, un MSU de la, cu număr de vas lui. Pe păi dacă fugeam noi mă care n-aveam nicio treabă, că auzisem frica de la ăia mai mari, băi, fugiți că a venit cumă, A venit moldoveanul la ne omoară. Ce regulă ne omoară? Ăla? ce avea la cu mine? Că jucam fotbal în curtea școlii, ce regulă făcea? Nu a fost el la mine frate. Vladimir a fost el pe la mine cu niște băiețași de la București. Băi, pregătiți-vă spre finalul emisiunii așa și pentru întrebări. Fratele vostru știți că e vineri, nu prea am mai intrat de mult pe live, că na cu sărbătorile astea, cu astea, am făcut câteva vloguri pentru voi special și fac în continuare și live-uri și vloguri. Hai, am așteptat și noi sărbătoarea asta frumoasă, că așa e. Da, frate, da. Da, frate. E prietenul meu miță, bă, și tasul meu. Tasul a fost cu mine mulți ani. Băi, frate. Zice el două, trei vorbe acolo, zice și el, la două, trei vorbe, bă, stâmpăre, băi, copile, băi, 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 deci să revenim la asta când am spus cu mesaje cu astea. Cine vede live-ul ăsta și cine aude live-ul ăsta să lase mesaje, să vede și în voi ceea ce spun eu, că îți confirmă lumea. Că e atât de care... O, o grămadă lume care a au auzit. O grămadă lume care a avut conflicte cu ei. Bătea moldoveana la mâinea și lălă -lă mare, mă, 2 metri avea aproape. Ce drag, cum o să-i faci lor? Ai de cu legitimațiile, zice Dinamo. Așa este, da, cu like-urile, viața mea, mă. Bă. Băi, frate, bă. Pleacă, bă. Până semnalul, turbatule, ce faci, MĂ? Dă ochiatule! V-am zis, frate, că e problemă și pe semnalul ăsta. M-a pus dreacu, am luat eu cartelă de fost și nu prea am semnal bun pe ea. Florescu, te salută, fratele tău, cu tot dragul. Și noi, mă, viața, mea. as cu like-urile, mă. Băi, frate, până să plece, ce zice bă, nu mai spune, băi, la ăștia când mai Vine ăștia și întreabă ce ai făcut, în cine ai dat și ce ai alea. Bune tu că ești cu altceva. Băi, frate, Mai tot vine că dacă eram în birou acolo, ba unii, ba ba unii, ba ba unii, ba Ai înțeles? Băi, ce ai făcut, ce alea? Ai înțeles? ce să zic eu, mă, frate? Băi, zic că am furat o bicicletă. Nu mai știu, am zis ceva, o, o așa, băi, zic că am furat o bicicletă. Nu știu ce dracu. Ceva ieftin, așa am zis. A, O, te de de o frate. Ce zicea ai acolo? Hai Zic. Hai că mi-a dat idee bună asta. dacă era anchetator, era ștocar, tocare. Îți dai seama că era uns cu toate ele, Eu ce drag, n aveam nici 18 ani, prin ce să. Eu ce făceam, ce. ai hai, Nu, că nu eram de la să recunosc eu la anchetă, să nu, frate, că astea nu-i de fereală și știi, Toată lumea și toate închetele care le-am nu le-am alea. Și am stat și urmări general. Și mi-am tras pe mi-am tras astea, m-a pansornat, m-a băgat pe restrictive, m-a băgat. Așa era, era lege de aia, că stăteai uh, Urmări general, te bifa la, la dosar. Țuși cu tine la periculoși când te prindea. Țuși lanțurile pe tine, haide, bagă-l. Nu discuta acolo. Nu era acum cu GSR-ul, cu dracii. Astea spun de zile în urmă. Băi, frat, una peste alta, până la o, un, moment dat, băi, cum era meu legată caloriferul acolo, păi nu vine unul, mă, pandre, pa, băi, eu îl înjur și cu băgăm aici pula în familia lui, Păi nu mi a bătut la tibie, aici până mi-a... Băi, mi-a rupt pantalonii, băi, frate, câte tibi de mi-a dat. Băi, m-a luat dracii de cap, mă. Ce, nimeni nu mă interesează dacă mai există sau nu mai există. A, vie să vezi ciocan ce dau un fruntea. Dar unde mă glumesc, mă, dracu, zic, la mișto așa. Zic la catering, că oricum puls care vede pe aici știi că e, dă Păi nu mi-a dat la de la tibie aici, de mi, mi, mi s-a făcut tibile așa. Nu mi-a rupt pantaloni. pantalonii. Băi, zic, dă mă drumul, băi, că eram în focurile alea, spumele alea mari. Să dai seama, mi-a dat 20-30 de picioare de alea în Am morțit la un moment dat, dă-le, nu mai le simțeam. Băi, zic, dă drumul asta, mă. Eu trăgeam cu aia să umflase mâna atâta să strânsese cătușile alea, că să strângi poate ei băieți care știi și voi, să strânge atât Atâta mână. Băi, zic, mă bă, drumul că ți arăt eu ce tibii am eu. Ia dă tu drumul aici. Nu a făcut ceva atunci cu tibii, cu alea, cu așa, ai înțeles. Singurul sport care am făcut, l-am făcut lucre, frate. L am mai zis, ai înțeles. A, a, se -a de stradă și bătăi drec, pe la și până oraș, pe peste tot, pe unde dracu au fost. Ia, te trebuie. Dar nu spun pasta ca polaudă sau așa. Zic, dă bă, drumul ca să-ți arăt eu ție că te mănânc. Băi, rău, că te mănânc, ești nebun la cap. Ioan, Aramă, te salut, te salut. Vă salut pe toată lumea. Da, cu legitimațiile, mă, viața mea, mă. A, cu legitimațiile, mă, șacali, forța. Era prost să-mi dea la drumul. Băi, îl mâncam, dacă mie îmi dădea drumul atunci, eu îl spărgeam, mă. da, auzi, bă, că ea... băi, n-au pe geam, mă, mă arunc cu tine pe geam, ești nebun la cap. Nu mai rezistam, mă, frate. E, cu mici de mână să stinge telefonul, să stinge el, că bare spume, băi, frate, băi. A nebunit la abonamentul ăla, a zis că am cheltuit 70 de megabytes de și am luat cartelă de Vodafone. A, să-l că își revine. Ce vrei să-i faci? Eu știu, o băga tabletele ăștia. O fi, ce să mai vie, bă, că mai poate să mai vie acum. Aici. Cine știe, le, le, dă cu dronă. Le trimite cu dronă acum. Cu drona le trimite acum. Tabletele, că altfel nu o mai poate. Ia uite că și-a revenit semnalul iar, băi. Băi, îmi cer scuze, mă, frate, nu e de la mine lucrul ăsta. Îmi cer scuze, nu e de la mine. Așa e, e nasol cu semnalul ăsta, mai ales pe Vodafone. Nici n-am știut că dacă el a luat de cozbote, dracu să le -am. Cine mai știu ce să mai au, frate? În fine, ajungem frate, la declarații, Nea ia declarații acolo și a, cătușile da, frate, să strâng cătușile da, frate, să strânge ce drec să strânge alea până la os îți intră pun pielea și asta e pielea ce drec e brău Moș Crăciun, ce faci, mă? Unde ai fost, mă, Moș Crăciun, până acum? Te salut cu tot dragul. Ajunge la o declarație, mea declarație acolo, Știa omul respectiv care e povestea, nu mai puteam să zic acum furtă de biciclete, eu am furat o rață, nu mai mergea, gata, bă, asta am făcut, asta. M-a întrebat omul respectiv, nu la care dăduse mânile, era altul, mă, frate, ai înțeles? Mai mare ca el. Bă, știai că e, știai că cu tare, nu știam, bre, era îmbrăcat, nu, bre, era civil, n-am știut, ai înțeles? Mi-a vorbit tură, mi-a vorbit așa, mi-a... Asta e, ce să Putiul cu, cu vai îmi dă amendă frate. Îmi dă amendă. Îmi dă amendă și îmi dă drumul. Asta e, nu? La vreo săptămână, Raul. Da, da, frate! Pot să fac, frate, da, și despre el și despre tovarșul lui. Da. Băi, vezi că e zbardoi, băi, e zbardoi, băi. E zbardoi, nu mai e copilul la care îl știți voi pe acolo. Nu mai e copilul ăla așa turbatul la după la roseți. E ciocănar acum, băi, s-a pus pe sport, s-a pus pe alea, a avut meciuri multe. Îl știu fratele meu, Raul, da frate. Băi frate, mi-a dat drumul frate, am plecat. Era minor, băi, v-am zis, era minor. Dar asta spun la puște din ziua de astăzi și repet, mereu o să repet lucrurile astea, să fie cu să-și vadă de treaba lor, să-și formeze o muncă, o situație, o familia lor, să evite anturajele nocive întotdeauna și oamenii care îi trag la rău. Să aleagă numai oamenii care vrea să evolueze în bine. Restul să-i dea deoparte. Nu există... Ca să le fie bine, băi, să stea în libertate. Băi, frate, îmi dă drumul. Plătesc amenda, cu tare nu știu. Bun, să încheiască. Să spun acum o altă poveste cu unea cum ăsta. Cad arestat, la fel, după ani și ani de zile, omul ajunsese, era șeful arestului. Deci era șeful arestului. Plecase de acolo să ajunsese șeful arestului. Ai seama că eu mai m-am găsit cu el între timp. ne am mai intersectat pe acolo și pe acolo. Ai înțeles? Niciodată nu am avut conflict cu el. Asta vreau să spun. Dar chiar a fost... Băi, așa era, mă, frate, mă. Chiar a fost... A fost ciocănar, băi. Moldoveanu a fost ciocănar. Poate vede și copiii lui și știe de ce zic. Și, și știu. N-a avut. Cad arestat în altă fază. Acolo s-a încheiat, s-a mea dat amendă, s-a gata, treaba bună. Am plecat acasă, frumos, liniștit, pe la discotecă, pe cu ce-am mai făcut eu puști. După ani și ani de zile cad arestat și cine credeți că era șeful arestului? Neahub. Mă trec la el la raport, nu? Băi, știam, mă frate, mă, era așa calbătrân, bătrân, bă, era uns cu toate alifiile, tu dai seama? Băi, vă bă, dați seama cât te midă hoți a, întâlnit el în viața lui? Că în poliția a ieșit la pensie. Băi, n-a fost chiar așa băiat, chiar așa băiat rău. Eu am avut niște discuții așa și l-am mai întrebat. Băi, da, pe da, așa, da, Băi, eu căutam mai, că am căutat și să mai așa. Și a confirmat lumea lucrurile astea. Acum te gândi, frate, că dacă faci o faptă mai oribilă așa, putea omul să... Un, o scalde de Nu merge. Așa la un scandal, la o asta, mai dă mă, asta e, s-a bătut sala, dă mă, de -mă. Și mai întrebam așa. Mă trec la el la raport că, că am făcea ăștia figuri cu mine cu vizită. Mă trec la el la raport, mă, mă, duce în birou la el acolo, vezi, zic, ce faci? Nu, vorbeam așa, că vorbeam de respect, așa ca respect, dar nu că ceam cu halai să-l înjur sau să săr la el sau să astea. Vorbeam așa, că am la pertu așa. Ei ia zi, ce fac cu tonogule bătrâni. Dar ce trebuie Ia zi, te-ai potorit, te-ai aranjat, a o, o situație în tine, că te ciocane ai dat la viața ta. De dracu, a bă, dracu, băie, a bă, bă, nu știm cine ai fost, nu știm ce ai făcut, ce dracu. Ia zi, bă, ia vezi că o caută ăștia cu mine cu vizita cu asta, vine ăștia pe la mine pe aici și că am vrea să-i trimit acasă. Ia rezolvă situația asta, eu ți-o zic așa, neacostele, eu ți-o zic așa, bre, tată, dă mata frumos ca să o ar și eu frumos. Când vrei bă, să vii la tine? Pe zic, uite băi aici afară că a venit. Ba arestul cum era aici la Crăla și cum era în capul în... arestul așa că e jos. Dar avea geamurile alea, era razante cu trotuarul, deci cu toată alea. La camera 10 și 9, 10, 11, 12 și 13, cum era așa pe colț, deci tot ce era pe alee puteai, inclusiv și camera nouă, de asta spun. Pentru că striga acolo și tu auzeai. Că astea lante de la 9, 8, 7 și așa mai departe încolo, era în curtea arestului. Dar astea lante era pe față. Și asta de la 10, că era pe curtea, 10 și 11. Și zic, băi, a venit ăștia în spate aici și zic, strigă că nu i-a lăsat cu pachetul și cu alea. Păi ăștia bate drumul de pomană până aici, bă. Stă să pierdă timpul și să facă ăștia figuri cu mine. Vrei să dăm foc la sartere, dracu? O dăm în altele, da, o scotăm în revolte, o dăm în altă nebuneală. O, bă, nebule, o, bă, tu, eu mai și așa cu el. O, bă, nebule, stai, bă, că se rezolvă. Ia, stai, bă, așa, o, bă. Bine, bine, dacă tu zici că se rezolvă, hai să se rezolve treaba. S-a dus el special, frate. Băi, era, bă, era, mă, frate, puteai să treci pe el. era șeful arestului, nu? ce a sunat el, ce a cutare, a înțeles la anchetatorul care, că și de la depindea, care m-a închetat, a înțeles, a sunat el acolo, băi, dați-vă, lasă l să-i dau vizită lui lasă eu, să stea cu familia lui, să stea cu astea, pe ce vrei să... Mi voi mi l-ați adus, voi l-ați mi-l băgați aici și eu, e pe capul meu și ziua și noapte. Eu nu mai am liniște, fac ce asta de acasă și noaptea așa, dă foc, dracu, pe aici, nu știți că e turbat. Pac, n-a durat 20 de minute, eu vorbeam la geam acolo. Băi, hau, 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 hau stați așa, stați că se rezolvă, gata, vă, să vă chem, hop, am auzit. Când, ai a înțeles? S-a dus el acolo special, a venit cu a. Ia luat pe respectivii care a venit la vizită la mine, m-a băgat frumos acolo la el în birou, la separii mei, fac, stai acolo, de, 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 discuții cu tare, una, alta, asta și noi, o jumătate de oră, o oră acolo cât am stat, nici să săr calul acum. N am luat pachetul, am luat alea, a plecat persoanele respective. Bun, hai, pa, la revedere. Ne vedem data viitoare. Mai rămâneam cu el. Băi, îți mai aduce aminte când așa, când așa. Și el era al dregul, că dacă v-am zis că era așa cal bătrân, așa, băi. Băi, dar nu, 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 mai știu acum dacă o, fi, dacă o mai trăi sau a murit. Ai zis, dacă o fi murit, Dumnezeu să-l odihnească. Pentru mine, Mulți, pentru mulți poate a fost rău, pentru mine a fost bun, ai înțeles? Cu toate că a fost cadru, n-am de ce să... Până la urma urmei oamenii își face meseria, noi făceam vrele, noi când eram infractori și așa mai departe, el era normal, meseria lui să te, să te ancheteze și să te aresteze. Nu e normal? Sau după cum era fapta, mai puteai să mai moșbundești, o mai de acolo, cu o amendă, cu o alea, că a mai fost cazuri când s-a mai dat și amenzi la scandalul și la altele norocite, Putea, prevedea legea. Și mai stăteam cu el de vorbă. Băi, ți aduce aminte, uite așa, uite așa. Da, bă. După aia mai fost o fază tot așa și i-am prins ai dreacul. Că nu... acum fac decât povestirea asta, mă, frate, că n-am mai fost live de mult așa și zic că am să fac o povestire frumoasă așa pentru toată comunitatea, pentru toți oamenii frumoși. O, o povestire adevărată. Băi, îți mai aduce aminte? când te-a adus pe tine și nu eram în ședință că era toți într-o ședință de aia mare, frate, și eu tot la fel. Tot cu un, tot cu un cadru de bicicletă. I am dat la ăla, le de am dat de ăsta, că avea cașchetă. Aaa, te balancează frumos, te urcă, te băi, păi pixul foilei nu-i mâna lui, mă, frate, indiferent ce-i face o mai sucești, o mai dai așa, mai... că să mai făcea de astea, frate, înainte. Că așa era, ai înțeles. Hai să fie bine, hai să cadă dosarul frumos, hai să putare. Hai să vezi dracu, cum o reglez pe acolo să nu mi-am nici mult. Hai, nu zic nici minim, dar nici maxim, dracu. Mai hai pe, pe, la jumate, pe acolo. Ce portiță mai e, ce cum mai e, înfi. Și stăteam cu el de ca așa. Băi, mai aduce aminte când te-a adus te-a băgat în sala aia mare și nu eram la ședință. Bă, toți erau la ședință, lui. Și îți dai seama că nu te vedea bine, frate. Ali, neagu, te salut, te salut, vă salut pe toată lumea. Da cu legitimațiile, mă, cu like-urile, mă, viața mea, mă. Băieții, haide, mă, la membri, mă, fiți, mă, mai, mai fioro și așa, mă, și a calilor, mă. Băi, frate, da, mă. Atunci tot la fel se și un incident de ăsta. Ba, când l-am pansulat pe ăla, Deja cascheta lui era în aer. Plecase pe la... O luase spre... O, o luase spre fetești încolo cascheta lui ăla. Ia uite, ei, erau era mulți acolo, mă, frate. Băi, să nu exagerez, dar eu cred că era 60 la număr. Mai era de ăștia, ciortan de de 2-3 ani, îngânfa și ei, mai vedea și ei rateuri de-astea pe la ăia mai purisam, pe la aia mai vechi, așa. Și căutai să folosească vrăjala și tertipurile lui Mergea, bă, frate. Stai așa, bă, care ești? Bă, cine ești, bă? Stai, bă, că sunt la emisiune. Vin eu imediat. Auzi? Și zi, mă. ți aduce aminte, mă, cu tare, nu știu ce. Da, bă, zi, mi-aduc aminte. A, cu ce spune mie vreo 3-4 găluși de-astea? Băi, a venit frate, mă, mă, frate. Da, am răspuns la ușă și zic că eu știam, eram conștient trebuie să vie și am pus clănțăul ăla, am pus, am tras cu așa. Cu ce ești nașă? Ai nebunit de tot. <gângătă> wow! Și noi nu vrem să fim violați. Băi, frate, să băgați ei vreo 3-5 tuși de-astea așa, băi, zice, ce ai făcut, bă, cu tare, ai înțeles cu toate, că ăla, Că ăla e așa, că, cu tarețe. Du te bă, du bă, duceți-vă, mă, dracu de castraveți. Bă, eu nu, nici nu vreau să dau nume. El oricum o să mă... Venise unul care băuse cu mine pe la o cârcimă trei zile și trei nopți. Vorba vine. Că nu bea, mă, frate, atunci. Beam lichior de la așa, lichior de la... Că îmi plăcea că era dulce așa. Un, par, două, beam de la... <coughs> da, nu așa, da, a venit. Da. Băi, Eh. O dau și eu așa mă fac că nu pricep. Înțelegi tu? Și zic, băi, dar e ăia ce spunea, mă, ciortănașa așa care, băi, zice, băi, tu îți dai seama că suntem noi aici, băi? Dintre care și unul care uitasem noi, așa, și el ținea coarnele în sus acolo. Zice, băi, Păi dacă îți dăm câte o palmă și câte un picior, de la fiecare, voi frate, eu zic că era mai bine de 60, era sala plină, ținea ședință cu ei, mă frate, era toți acolo. Deci dacă îți dăm noi câte o palmă și câte un picior așa de fiecare, ce crezi, bă, că mai faci tu vreodată ce ai făcut? M-am uitat așa la el, Că ne-am dat o trei fleme, pleacă, mă, fire al dracu să fii de leu băi, tu cu mine vorbește așa, mă, că ți frică să mări și în față. Ia, 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 du-te, mă, la șeful tău și în jură. Ia, du-te, mă, și-am luat eu atunci foc, bă, de fă mea, făgea, îți dai seama că am pe pă șef, pă tot, de la mic, la mare, de la... Ia în jură, bă, ia, fă -și tu ca mine. Și atunci îți spui tu mie cu palma și cu piciorul de la 70 de aici care sunteți voi aici. Ei, la rândă le zic vă prinde, să capace vă dau, ce vă dau leuștenii, drag. Nu, domne, că a zis așa. A venit de acum, mă, ce, băi, zic, ce are mă, ce ai vă dă mă, dă ții, băi. m auzit țipul, m-a auzit turban, nu-i normal. Băi, zic, ce a venit ăștia să facă ăștia mie afirmații, po păi, ce mă, pe spatele, că vine ei și dă ei câte un capac și câte un picior și gata, m-a terminat ăștia. Bă, s-a uitat ăla aia, bă, vine, zic, Terminați, vă trebuie, vă prindeți asta pe -un oraș, de vă dă asta pe ureche, de, de veniți plângând pe un birou, la mine, vă, vă văitați dracu de timpanie. Stați, vă dracu, la un lobă, stați, vă liniștiți, vă. Băi, fraților, dați cu like-urile, băi, dați cu legitimațiile, bă, viața mea, băi. Haide, bă, șacalii frumoși. Băi, fraților, eu vă mulțumesc la toată lumea pentru subținere, Uh, voi reveni în continuare cu alte live-uri, alte vloguri frumoase, sincere și adevărate și continuăm de aici, de unde am rămas, cu mare drag, să vedeți cum unde s-a ajuns, ce fel s-a ajuns și ce s-a întâmplat. Ați văzut și voi, ați văzut și voi destul de bine, cioc, 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 cineva la ușe bate în miez de noapte sau cum. voi, eu te ce am brodit o și pe asta. Băi, vă pup cu drag, vă iubesc, vă respect și ne auzim în viitor. Cu alte vloguri, cu alte live-uri frumoase și sincere și adevărate. Și vreau să spun la pușteșteștea de ziua de azi: fiți cu minți, fiți liniștiți, vedeți-vă de treaba voastră, mergeți la muncă, formați-vă o meserie și stați frumos în libertate, că iese foarte, foarte frumos. Ăsta e un lucru de bine. Nu, no, n așa, nu, dar da, da na, că așa e. Băi, vă mulțumesc încă o dată din tot sufletul meu. Sunteți niște oameni minunați să vă dea Dumnezeu sănătate la toată lumea și ne auzim cu drag în viitor cu alte live-uri și cu alte vloguri frumoase. Seară frumoasă la toată lumea și lăsați câte un mesaj, lăsați câte un like care vă place și cei noi abonați-vă la canalul meu de YouTube, la șacarul. Vă aștept cu mare drag, fie fete, fie băieți. Seară frumoasă la toată lumea. Vă pup cu tot respectul. Șacali, frumoși, respectoșii Păi ei, șacali, că nu mai ține. Ia uite, n ce energie am. Aveți stăm Hai, vă pup, băi. Vă pup o seară frumoasă.